Peste 800 de locuri de muncă au fost disponibile vineri 26 septembrie la Bursa Locurilor de Muncă pentru absolvenți, organizată în județ de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Mureș. Cei aproximativ 80 de angajatori au venit cu o ofertă diversificată, atât pentru absolvenții cu studii superioare, cât și pentru cei care s-au ales cu o meserie după ce și-au încheiat studiile. Însă cererea pentru joburi de strungari, lăcătuși și așa mai departe a fost foarte mică. Nu se găsesc calificați, da. Cerere este, dar ofertă mai puțin. Să sperăm că vor începe școlile să pregătească elevi în aceste. De bine, în ce domeniu aveți? Informatică. Și aveți și studii universitare? Acum, vă rugăm să ne lăsați CV-ul dumneavoastră, în cazul în care vom efectua cursuri interne de operatori chimici și corespunde cerințelor noastre, colegele mele vor face analiza CV-ului și vom chemi contacta. Absolvenții pe care i-am întâlnit la bursă nu au avut pretenții mari la salariu, deoarece nu au experiență în domeniul în care și-au finalizat studiile. Office job sau recepționist sau așa ceva. Încă nu știm exact ce căutăm. În ce domeniu asta? Traducere și interpretare. Nu știu, ne mai uităm și vedem. Ar fi bine o traducere sau ceva în domeniu. Sunt prezenți 80 de angajatori care oferă 885 de locuri de muncă. Locurile de muncă cele mai multe sunt în domeniul vânzărilor, în alimentație publică, în confecții, în construcții, dar se caută și alte meserii pentru cei cu studii superioare, inginer, inginer mecanic, inginer IT, inginer în domeniul textilist, de asemenea în asigurări se caută. Bursa locurilor de muncă a avut loc în Târgu Mureș, Reghin, Sighișoara și Târnăveni, cele mai multe joburi, peste 400 fiind disponibile în municipiul reședință de județ.